Hei, fac acest vlog pentru dumneavoastră, pentru care ați vizionat live-ul acela cu Andreea de foarte mult timp, de pe vremea când ea încă era cu Marian și erau într-o vacanță în Colibița și aștepta să meargă la piscină și așa mai departe. Și a fost spus ca și cum ar fi acum, în momentul acesta. Eu am să vă arăt pe Andreea astăzi, în momentul acesta. Ea pleca la muncă, își luase o cafea cu ea pe care a vărsat-o pe ea. Deci acel live este de foarte mult timp, nu este cu Marian, nu s-au împăcat, nu este nicio vrăjeală, este pur și simplu viața lor prezentată așa cum este. Voiam să vă zic, nu știu ce s-a întâmplat astăzi, am luat și eu cafea de acasă într-un pahar, pur și simplu, nu termos, și am vărsat-o pe mine și nu mai am timp, n-am mai avut timp să merg să mă schimb. Dar norocul meu este că e în cot și nu se vede din față, dar mă simt nașpa pentru că eu știu că sunt pătată de cafea și na. Am dat cu apă, speranța că se va întâmpla o minune, dar nu se întâmplă o minune. Și cam asta este situația pe ziua de azi. Vă urez o zi mai frumoasă decât a mea, decât a început a mea. Sper că va fi o zi norocoasă în continuare, după asta. Deci cam asta este. Andreea este în continuare în București. S-a mers la muncă. Nu s-a împăcat. Dacă s-ar fi împăcat, aș fi fost prima care v-ar fi anunțat. Noi nu mințim și nu punem titluri să atragem spectatorii, vă prezentăm situațiile așa cum sunt în momentul de față, nu ce a fost acum 1000 de ani.